Regele Charles al III-lea, moștenit de la mama sa, regina Elisabeta a II-a, mare întinderi de pământ, proprietăți regale, bijuterii rare, tablouri și alte bunuri personale. Castelul ei, mult iubit din Balmoral, Scoția, unde a murit, îi revine actualului rege. La fel și cel din Sandringham, în estul Angliei, unde se află ferma de cai de rasă cunoscută sub numele de Royal Studs. Forbes evaluează aceste bunuri personale la 500 de milioane de dolari. Accede la tron beneficiind și de venitul anual lucrativ pe care l-a primit de la ducatul de Cornwall, care i-a adus în acest an aproximativ 27 de milioane de dolari, pe care fiul său cel mare, prințul William, îl va moșteni acum. În calitate de prinț de Wales, Charles a lansat mai multe inițiative pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a promova agricultura ecologică. Prin intermediul fundației sale caritabile, pe care o moștenește acum și William, Charles a deținut cel mai mare brand de alimente organice din Marea Britanie, precum și un centru de retragere în natură și un centru de meșteșuguri în Transilvania, care funcționează fiecare ca pensiuni.